Dimineața, cu bucurie să slăvim pe Domnul, pe Iisus Hristos, să stăm ridicați, să facem cu toată inima, cu toată bucuria și lauda fie Lui în veci. Eram departe și rătăceam în noapte, Iisus, Tu ai venit și ne-ai salvat. Din groapele cea morții, unde zăceam cu toții, Iisus, Tu ai venit și ne-ai salvat. Iisus, Iisus, Tu ești ca nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Iisus, Tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Când nu aveam pe nimeni, nici frat și nici prieten, în Tine am găsit un prieten bun. La Golgota, Iisuse, Tu ne-ai cuprins în brațe, de aceea Te iubim nespus de mult. Iisus, Iisus, Tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Iisus, Iisus, Tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Preligeau sub gene și suferința era tot mai grea. În chinul și durere, Tu ne-ai văzut mângâiere, o numai Tu, Iisus, cu mâna Ta. Iisus, Iisus, Tu ești ca nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Iisus, Iisus, Tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Te așteptăm, Iisuse, în post și în veghere, e dor să Te vedem cât mai curând. Ne-am săturat aici, prin chin și în durere, și ne duce Rul Sfânt. Iisus, Iisus, Tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Iisus, Iisus, Tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Iisus, Iisus, mireasa Te așteaptă și Duhul strigă, vină mai curând. Iisus, Iisus, o vină mai degrabă, mireasa Te așteaptă și Duhul strigă, vină mai curând. Slăviți și binecuvântat să fie Domnul! Îi mulțumim că în această dimineață ne-a binecuvântat din nou cu sănătate, cu putere și să ajungem în locul acesta unde se cheamă numele Domnului și aș vrea să fim încredințați cu toți căci Domnul este aici. Înainte de a porni la cale, înainte de a porni timpul acesta de închinare care îl vom petrece înaintea Domnului, haideți să cerem ajutorul Domnului peste acest serviciu de rugăciune și așa cum stăm în picioare ne vom ruga toți în comun Domnului.
Aș vrea doar puțin să mai zăbovim și aș vrea să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu pentru acest început de oră de rugăciune. Cuvântul Domnului spune în Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu mă întinzi masa în fața potrivnicilor mei și mânci capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Domnul să ne ajute la toți lucrurile acestea. Apoi voi citi din Psalmul 25. Să vedeți ce frumos este, sunt psalmi cunoscuți, sunt citiți și recitiți la noi în adunare. Dar aș vrea să ne readucem aminte de câteva cuvinte din acest psalm și anume, la tine, Doamne, înalt sufletul și cred că toți din dimineața aceasta am venit să ne înălțăm sufletul înaintea lui Dumnezeu. N-am venit să ne vedem unii pe alții, dar am venit să ne înălțăm sufletul înaintea lui Dumnezeu și aș vrea ca cerul să se deschidă și în dimineața aceasta să se privească spre sufletele și spre inimile noastre. La tine, Doamne, mă înalt sufletul, în tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. De aceea vom sta înaintea lui Dumnezeu. Vom sta înaintea lui Dumnezeu și la serviciul de evangelizare, căci vrem să fim învățați de Dumnezeu prin cuvântul său, cărările pe care trebuie să umblăm. Iar apoi în versetul 8, spune 8 și 9, Domnul este bun și drept. De aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept, El învață pe cei smeriți calea sa. Pe cine învață Domnul? Pe cei smeriți. Ajută-ne, Doamne, ca să rămânem în starea aceasta de smerenie, ca Domnul să fie bun și îndurător cu noi. Chiar dacă vom trece prin valea umbrei morții, așa cum am auzit, știm căci Domnul este de partea noastră. Dar pentru că este prima rugăciune care vrem să facem înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să facem această rugăciune pentru iertare. Cu siguranță că am greșit. Niciun om de pe acest pământ nu poate să trăiască fără să nu greșească. Chiar în mult bine care îl facem noi, greșim și acolo. În Matei, în capitolul 6, cu versetul 9, citim cuvântul lui Dumnezeu și este rugăciunea Tatăl nostru și spune în această rugăciune a Tatălui nostru, spune... Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu te duce în ispită, ci ne izbăvește de ce rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, venim și cerem iertare înaintea lui Dumnezeu pentru noi, dar înainte de a cere iertare pentru noi, aduceți-vă aminte că noi trebuie să iertăm greșiților noștri. Noi trebuie să iertăm celor ce le-am greșit, să ne cerem iertare și să fim împăcați în sufletul nostru, pentru că vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu și acest timp care îl vom petrece înaintea Domnului în această dimineață, vrem să fie în atmosfera Domnului și să vrem să fim binecuvântați de Dumnezeu. Vrem să ne apropiem de El. În Psalmul 1 cu 7, cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul este plin de îndurare și de bunătate. De aceea vă invit pe toți, așa cum stăm în picioare, haideți să ne iertăm unii pe alții, în sufletele noastre, în cugetele noastre. Dacă cineva trebuie să-și ceară iertare, cereți-vă iertare, pentru că altfel, altminteri, Dumnezeu nu se va coborî la tine, Dumnezeu nu-ți va vorbi, Dumnezeu nu se va apropia de tine. Dar dacă ne vom cere iertare, vom rămâne smeriți, Domnul care este în cer își va ține făgăduința și aș vrea să fie benefică pentru toți. Așa cum stăm înaintea lui Dumnezeu în picioare, ne rugăm pentru iertare și Domnul să se îndure de fiecare suflet din locul acesta. Amin. Ne rugăm Domnului.
Amin. Vom ocupa locurile și vom intona un imn de laudă spre gloria și mărirea lui Dumnezeu. Să spun amice totul despre Iisus, cum în El aflat am prieten minunat. Iar să spun în Domnul viața mi-o schimbase și-a lucrat în timp atât de minunat. Nu există prieten ca suntem în casa Lui de rugăciune și mulțumim că și El este în casa Lui de rugăciune. Dacă credem, să spunem amin, fraților. Mări să fie Domnul. Am vrea să ne rugăm pentru familiile bisericii și aș vrea să citesc un singur verset. Timotei 1, capitolul 2, versetul 8. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Eu cred că pentru mine personal versetul ăsta este ca un verset de aur pentru familia mea.
Ca familia mea să fie sănătoasă, am învățat în 7 ani de căsnicie că mai mult trebuie să ofer decât să cer. Dacă bărbaților ni se cere să înălțăm mâini curate și să înălțăm rugăciuni în orice loc, înseamnă că ar trebui să facem din orice loc în care ne aflăm un loc de rugăciune. Dacă suntem în locuri unde nu putem înălța mâinile sau nu putem să înălțăm rugăciuni măcar, că nu totdeauna când înălțăm rugăciuni, înălțăm și mâinile. Cred că în asta, dacă am împlinit versetul acesta, cele de mai jos, dacă vă uitați, au legătură cu toată familia. Dacă împlinim asta, soțiile, surorile din biserică vor face ce spune în versetul 9, apoi vom avea și tineri care vor copia pe părinți și când vor ajunge la cunoștință, vor face ceea ce îndeamnă Domnul. Dar până atunci copiem. Am copiat pe tata și pe mama în foarte multe lucruri, recunosc. Când am ajuns la o maturitate, am început să fac lucrurile care credeam că-s bine, dar trebuie să ne lăsăm învăța și de Domnul. Pentru tineri aș vrea să dau versetul din Romani 12 cu versetul 1. Vă îndemn, dar fraților sau tinerilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Noi nu mai aducem jertfe, dar ni se cere o jertfă care parcă în Vechiul Testament nu s-a cerut. Să ne aducem trupurile ca o jertfă, înainte de orice slujbă, dragi tineri, frați și surori, eu și oricare, înainte de orice slujbă, trupurile noastre, trebuie ca Domnul să le vadă ca o jertfă sfântă și plăcută. Domnul să ne ajute la aceasta. Dacă poți, te rog să pui familiile bisericii, știu că sunt Băliban, 3 familii, familia Băliban, Beniamin și Timea, Băliban, David și Emanuela și Băliban, Iuliana. Vă rog să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm pentru aceste cauze, familiile bisericii și tinerii, Domnul să-i binecuvinteze și Domnul să facă familii sănătoase pentru numele Său. Amin.
Vom ocupa locurile și cântăm o cântare spre slava Domnului. Ce mai plângi când sunt aici cu tine, copilul meu, de ce mai lăcrimezi? Apropie-te, azi cu mulțumire, oprește-ți plânsul, chiar că nu mă vezi. Tu prin credință poți învinge totul și prin credință viața s-o trăiești. Răspunde a fi copil al celui veșnic, e prihănirea plină de primești. Tu prin credință poți învinge totul și prin credință viața s-o trăiești. De tu de-a fi copil al celui veșnic, e prihănirea plină de primești. Nicăte din sar și din cenușă nu te-am chemat ca să fii un învin. Te-am purtat pe brațe atâta vreme ca să renunț acum la sfârșit. Tu prin credință poți sări lumina, chiar dacă jurul tău s-a înnoptat. De orice boală poți afla salvarea, te crezi în Domnul cu adevărat. Tu prin credință poți sări lumina, chiar dacă în jurul tău s-a înnoptat. Din orice boală poți afla salvarea, te crezi în Domnul cu adevărat. O neclintită încredere în credință asupra lucrurilor ce nu vezi. Fără de ea nu poți găsi plăcere în ochii Dumnezeului cerești. Păzește-ți dar credința ta fierbinte, ca vremurile care vor veni, să poți rămâne tare în picioare, numai credința te va mântui. Păzește-ți dar credința ta fierbinte, ca vremurile care vor veni, să poți rămâne tare în picioare, mai credința te va mântui. Următoarea rugăciune o vom face pentru cei în suferință, fie bolnavi, fie că suferă din alte motive sau cauze. Aș vrea să citesc pentru asta din Ioan 11, versetul 3 și 4. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit în ea, prin ea. Și vă citesc și 5. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Când cei iubiți de Domnul au probleme sau trec prin anumite încercări, Domnul Iisus ne arată, asta El spune: când cei iubiți de Domnul trec prin încercări, este pentru slava lui Dumnezeu și pentru ca Fiul să fie proslăvit prin acele încercări.
Fraților, mai credem că sunt încercări pentru slava lui Dumnezeu? Nu credem, eu cred. Mi s-a întâmplat. Și dacă sunt viu astăzi între voi, este pentru că Dumnezeu s-a purtat cu mine cu o dragoste extra-fenomenală, care întrece absolut orice pricepere. Pentru mine este clar, pentru alții nu este atât de clar, pentru că cu unii Dumnezeu s-a purtat cu o dragoste și mai mare decât față de mine. Nu i-a trecut prin încercări. Când ne rugăm pentru cei bolnavi și Dumnezeu vindecă, fraților, să nu credeți că Dumnezeu vindecă bolnavi ca noi să ne lăudăm cu o biserică. Dumnezeu vindecă bolnavii pentru slava sa și pentru ca Fiul Domnului Iisus Hristos să fie proslăvit prin tot ce s-a întâmplat. Vrem să mergem pe genunchi și să ne rugăm pentru cei iubiți de Domnul. Cei iubiți de Domnul ne arată chiar aici, spune, și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. De Lazar nu ne arată Biblia prea multe. Am fost așa curios să văd dacă a cârtit omul ăla. Nu a spus un cuvânt. Nu știu dacă relatează undeva Biblia că ar fi spus Lazar ceva. Surorile, Marta și cealaltă, spune Biblia că erau oarecum stresate. Lazar nu comentează. Lazar moare. Lazar moare fără să cârtească și învie pentru ca Fiul să fie proslăvit prin tot ceea ce s-a întâmplat. Mergem pe genunchi, fraților, și ne rugăm pentru toți cei în suferință, fie bolnavi, fie accidente. Ne rugăm și pentru Marius. Este bine, Domnul l-a salvat, mărit să fie Domnul. Și dacă aveți pe cineva și vreți să ridicați o mână, să ne rugăm pentru toți cei care suferă. Domnul să vă binecuvânteze pe toți și Domnul să asculte toate rugăciunile. Mergem pe genunchi înaintea Domnului.
ocupăm locurile și cântăm o cântare spre slava Domnului. Trezește-te și te ridică, o poporul meu iubit, că secerișul este aproape, și-ată cea ta sosit. O, aleluia, o, aleluia, vino Doamne Iisuse. Fraților, după această cântare, dacă ar veni Domnul, aș vrea să cred că toți ne bucurăm. Amin? Amin. Aș vrea să ne rugăm pentru înțelepciune. Ne-am rugat pentru bolnavi, am mulțumit Domnului, ne-am rugat pentru familii, pentru tineri. Poate era bun prima rugăciune să facem. Înțelepciune și dragoste. Aș vrea să citesc din Iacov, capitolul 3, versetele 17 și 18. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Parcă vorbește despre altceva aici, nu despre înțelepciune. Parcă vorbește despre dragoste. Nu vi se pare? Sincer. Pentru mine așa arată dragostea, fraților.
Absolut tot ce are dragostea are și înțelepciunea. Nu merge una fără alta. Sunt oameni deștepți în lume, da. Ei sunt inteligenți, dar nu sunt înțelepți. Foarte mulți, foarte, foarte mulți. Mai inteligenți ca mine și ca mulți de aici. Dar ei n-au dragoste, ei nu pot să fie înțelepți. Aș vrea să citesc și din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 16. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Și să citim și 20 și 23 din același capitol. Deci moartea Domnului a devenit ca o poruncă. Dragostea ce El ne-a arătat a devenit poruncă. Noi spunem că dragostea e un sentiment, comparăm agape cu multe lucruri. Dacă ați fost atenți la înțelepciunea din Iacov, dacă vreți o putem numi și înțelepciunea aia, o înțelepciune agape, dacă vreți. E perfectă, e super complexă. Versetul 23. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Aici nu spune cum ne-a iubit El. În multe locuri spune cum ne-a iubit El. Dar aici spune cum ne-a poruncit El. Dacă ne iubim, nu facem nimic, fraților, decât să împlinim poruncile. Nu-i nimic prea greu să ne iubim. Dacă avem și înțelepciune, e imposibil să nu ne iubim. Credeți că avem nevoie de dragoste și înțelepciune în biserică? Amin, eu cred, fraților. Haideți să mergem înaintea Domnului și să-i cerem să ne umple de multă dragoste, să pună noi multă dragoste și înțelepciune. Vă rog să vă ridicați în picioare și să ne rugăm pentru aceste lucruri.
Amin. Cuvântul Domnului spune în Psalmul 55 cu versetul 22. Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Îi mulțumim lui Dumnezeu că dimineața aceasta este Domnul care ne-a întărit, ne-a binecuvântat și ne-a ajutat, așa cum am spus la început, să venim în casa de rugăciune. Îi mulțumim lui Dumnezeu care ne-a primit rugăciunile, care a ascultat rugăciunile noastre. Dar noi, oamenii, ne confruntăm cu două lucruri pe acest pământ. În fiecare dimineață avem stres și avem îngrijorare. Și Domnul spune, lăsați îngrijorările în mâna Domnului. Haideți să le lăsăm în mâna Domnului. Dar aș vrea să avem o singură îngrijorare. Și această îngrijorare să ne pună pe jar. Și anume, la ce vreau să mă refer? Aduceți-vă aminte, pentru cei ce n-au fost miercuri seara la rugăciune, s-a vorbit un text frumos. Dumnezeu ne vorbește întotdeauna și întotdeauna când a venit la casa lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a vorbit și mi-a vorbit. A fost textul despre cele 10 fecioare. În 5 înțelepte și 5 neînțelepte, cunoaștem în mici detalii toate amănuntele. Dar vreau să vă spun ceva. Codinioară, în Exod, în capitolul 12, cu versetul 7, când poporul Israel a trebuit să iasă din țara Egiptului, a primit o poruncă din partea lui Dumnezeu și a zis Dumnezeului Moise, du-te, spune poporului, să ia un miel, să-l junghie și cu sângele acelea să stropească ușorii ușii, pentru că noaptea aceasta voi trece și la fiecare casă care nu voi vedea ușorii unși cu sângele mielului, voi trece și va muri întâiul născut. Dar dacă voi vedea, casa aceea o voi izbăvi și nu li se va întâmpla nimic. Cuvântul lui Dumnezeu în 10 fecioare spune că ce avem nevoie de un de lemn. Haideți să grijă aceasta să ne pună pe grijuri, pentru că va veni, nu știm când, dar știm că va veni în curând Domnul să-și ia poporul și mireasa lui. Spune că transformarea nu se va anunța la radio, nici pe Twitter, nici pe Facebook, ci se va auzi un strigăr care va trece de la răsărit la apus. Un înger a Domnului va veni, glasul lui va răsuna și zice, strângeți-mi pe copiii mei. Domnul știe să-și răscumpere poporul lui. Aș vrea ca fiecare dintre noi, ușorii inimii, să fie unși cu sângele mielului și pentru aceasta este nevoie de întoarcere la Dumnezeu, pocăință și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne conștientizeze de acest lucru, căci avem nevoie de botezul în apă și avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Că atunci când va veni mirele, când va veni Iisus, zice, se va întâmpla la clipeala ochiului. Vor clipi și nu ne vor mai vedea, pentru că vom fi în nor cu Domnul și alții vor rămâne pe pământ, unde va fi plânsul și scrâșnitul dinților. Haideți să fim înțelepți și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acest timp de rugăciune. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru familiile care sunt în casa lui Dumnezeu. Și Domnul să se îndure de fiecare familie, de problemele ei și Domnul să rezolve orice neînțelegere, căci numai la Domnul este putere și este izbăvire. Domnul să ne binecuvinteze, vom mulțumi Domnului pentru acest timp de rugăciune și Domnul să binecuvinteze întreaga adunare, așa cum stăm ne rugăm Domnului.
Amin. Vom cânta o cântare în cinstea Domnului și serviciul de evangelizare va continua. Tatăl bun din ceruri, pentru tot ce-mi
Slăvit să fie Domnul. Amin. Și să-i mulțumim Lui pentru dragostea Lui și bunătatea Lui. Vă invit să deschidem împreună Sfintele Scripturi în dimineața aceasta, să citim textul pentru timpul acesta de închinare din 1 Samuel, capitolul 1, primele 8 versete. 1 Samuel, capitolul 1. Era un om din Ramataim, Țofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Țuf, era un efratit. El avea două neveste, pe una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo, ca să se închine înaintea Domnului oștrilor și să-i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, preoții ai Domnului. În ziua când își aducea Elcana jertfa, dădea părți nevestei sale Penina, tuturor fiilor și tuturor fiicilor pe care le avea de la ea, dar Anei îi dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana, dar Domnul o făcuse stearpă. Protivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa, ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepea la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, îi zicea, Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este tristă inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Vă invit așa cum stăm să ne rugăm pentru cuvântul Domnului și pentru mesajul de dimineața aceasta, pentru că întâi Dumnezeu să ne binecuvinteze, deschidă inima. Amin, ne rugăm Domnului. Vă invit să reocupați locurile. Laudăm pe Domnul cu toții în comun cu o cântare. În timpul acestei cântări facem colecta. Pentru cei care s-au întors, fratele Cornel s-a întors împreună cu familie, sora Viorica, fratele Vasile, Oneca și sora Titina s-au întors și ei. Și dacă mai este cineva, vreau să trimiți un bilețel. După ce vom lăuda pe Domnul cu o cântare și vom face colecta, invit fratele Vasile Oneca să aducă saluturile, după aceea corul va lăuda pe Domnul cu prima cântare și invit fratele Cornel să aducă și el saluturile și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Thank you.
Pacea Domnului. Mă bucur să fiu din nou acasă și, cum zice vorba aia, nu-i nicăieri ca acasă, chiar dacă vacanța e plăcută, but nicăieri nu-i ca acasă. Cel mai fericit mă simt în casa mea, în biserica asta, în orașul ăsta, în țara asta, așa că să spun că mi-a plăcut unde am fost, aș minți. Adevărul este că aici e locul meu. Am un singur salut de la Rebrișoara, vacanța noastră în România a fost scurtă, a fost plecată în alte locuri, unde n-am ajuns la biserică din alte motive, că așa au fost, dar acest salut este de aceea, prea iubiții mei, frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. În rest, Domnul să vă binecuvânteze pe toți și vă mulțumim că v-ați rugat pentru noi, că sunt convins că v-ați rugat pentru toți cei ce plecați și au fost plecați și sunt plecați și Domnul să vă binecuvânteze. Amin.
Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru bunătatea Lui, pentru paza și ocrotirea Lui și pentru binecuvântările care le-a revărsat peste noi în călătoria aceasta. Ne-a binecuvântat Domnul nu numai cu frați ai trupului acesta, dar și cu frați prin Duhul, frați că pe care i-am găsit în biserici. Și mulțumim Domnului pentru aceasta. Am călătorit mult, am fost în Maramureș, în Sălaș, județul Bihor, județul Timișoara, prin Bistrița, Cluj, Alba. Am călătorit foarte mult. Și Domnul ne-a păzit și ne-a ocrotit și ne-a dat har pe unde am călătorit. Mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Frații din România, mulți frați care vă cunosc, transmit bisericii din locul acesta mult har și mult pace din partea lor și din partea Domnului. Am fost și la tabere, la multe rugăciuni și la multe tabere, două tabere de creștini. Una a fost o tabără de copii, în care probabil cam 50% din ei sunt copii veniți din lume, copii ai fraților ortodoxi. Vin, învață cântări, învață să se roage și învață să citească cuvântul, sunt învățați din cuvântul Domnului. Slăviți să fie El. Am fost la altă tabără creștină, în Valea Verde, în județul Alba. Este condusă de fratele Joldiș. A fost ceva deosebit. Sunt foarte mulți frați din toate părțile țării care vin acolo să se roage și să se întâlnească cu Domnul. Domnul a dat un har deosebit și ne-am bucurat împreună acolo. Frații vă salută. Am să vă aduc numai un singur verset pentru că sunt prea multe, dar frații vă salută din Iuda, versetul 21 în sus. 20. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră, prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi, căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. De alții, iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slava, slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, frate Vasile și frate Cornel, pentru saluturi. Da, este adevărat, ne-a rugat pentru, și ne rugăm pentru cei care sunt plecați sau care am fost plecați și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare care am fost plecați, am ajuns cu bine, v-ați rugat pentru noi. Când am venit, ne-am rugat pentru voi și ne rugăm și pentru ceilalți care încă sunt plecați, mai sunt încă frați care sunt plecați în România, Dumnezeu să-i ocrotească și să-i binecuvinteze. Mai lăudăm pe Domnul cu toți în comun cu o cântare. Invit pe fratele Trandavir să laude pe Domnul cu o cântare. Îi spuneam la soție săptămâna asta, mai zic, nu mai cântă, frață, surorile, s-a dat harul ăsta de la frați, de la surori care cântă așa câte un din când în când, câte unul singur, așa, a mai rămas probabil poate unul sau doi. Anyway, o să, dacă nu mai cântă, o să să invit pe cei în vârstă, care este de vârsta mea, la 60, peste 60 de ani, să laude pe Domnul dacă ceilalți care au voce așa nu mai cântă. Dar eu știu de ce, numai că Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare și dumneavoastră știți de ce. Grupul mai laudă pe Domnul cu o cântare, fratele Trandafir laudă pe Domnul cu o cântare, corul laudă pe Domnul cu a doua cântare și apoi Domnul să binecuvânteze fratele Iosif care va aduce mesajul Evangheliei. Thank you.
îngrijorarea, s-o aduc, ar trebui Dumnezeu și îndurarea, câte pe voi tăinui. Nu poți ști ce fi va mâine, când să știi
fost în multe locuri dragi și mulți mi-au zis, este bine, dar am tăcut și te-am urmat, că nicăieri nu-i ca la tine. Dar am tăcut și te-am urmat, că nicăieri nu-i ca la tine. Am cunoscut mulți mari și aleși și mulți mi-au zis, ia-i prietenii. M-am dus la frații mei din pribegie, dar nu am vrut și iar m-am dus la frații mei din pribegie. Am auzit cântări de argint și mulți mi-au zis ce scumpe si ele, dar nu am vrut, n-am ascultat, nu sunt altele ca așa le tale. N-am ascultat, nu sunt altele ca șale tale. Se spună toți, nu vreau Iisus, nimic din tot ce mi-e în cale, nimic nu e mai scurt. Împărăția slavei tale, nimic nu e mai scump, nimic ca împărăția slavei tale.